Aproximativ 500 de persoane au dansat duminică pe esplanada Casei de Cultură. Acestea și-au arătat susținerea pentru Rebecca, fetița de numai 2 ani din Șerbăuți, care are nevoie de o intervenție chirurgicală neapărat pentru a-și continua drumul vieții. Școlile de Zumba din Iași, Vaslui și Ploiești s-au alăturat acțiunii de la Suceava și au venit pentru a dansa mai bine de o oră pentru sucevenii care au donat bani pentru Rebecca. În urma evenimentului caritabil s-au strâns 3.175 de lei și 150 de euro, plus 260 de lei adunați din vânzarea tuturor cărților pe care doctorul Haidamac le-a avut la stand. Toți cei prezenți duminică pe esplanadă au fost alături de Rebecca și i-au oferit o șansă la viață prin dans. Astfel s-au strâns banii necesari pentru transport, hăinuțe, tratament postoperator, pentru că suma necesară operației era adunată deja. Directorul operațional al clinicii Ares, la care va fi operată Rebecca, Iulian Pleșcan, a declarat că a rămas impresionat de acțiunea de la Suceava. Este impresionant, de asta am și vrut să venim, pentru că practic ne șochează și este extrem de îmbucurător pentru noi să vedem câți oameni sunt alături și câți oameni se strâng când e vorba de un seamăn de-a lui care are nevoie totuși de puțin ajutor. Mă bucur foarte mult că sunt aici și sunt impresionat că dintr-o mișcare fizică pur și simplu generăm o mișcare socială de ajutarea unui copil. E impresionant. Eu mă înclin în fața Bucovinei. Florin Neciu, inițiatorul acțiunii caritabile, a precizat că pentru el a fost o mare bucurie să vadă că sunt în Suceava mulți oameni cărora le pasă. Ne aflăm aici pentru Rebecca, o fetiță de 2 ani care are o problemă la inimă și ne-am adunat noi, cei din familia Zumba, nu doar din Suceava și din țară, să arătăm că putem să facem un bine, putem să facem dans pentru un caz umanitar. Sperăm să ia exemplu mult mai multe persoane și să facă și ei bine. Rebecca va fi operată în data de 8 septembrie la o clinică din București. Micuței se va monta o umbreluță între cămările inimii cu care să compenseze un defect cu care s-a născut, după care va avea o viață normală.